Și următoarea noastră invitată urmează să devină mămică pentru a doua oară. Mămică de fetiță, interpreta Romina Spânu trăiește acum una dintre cele mai frumoase perioade din viața unei femei. Lucru de care suntem extrem de bucuroși pentru ea. Cum a reacționat micuța Nicole atunci când a aflat că în curând va fi sora mai mare, dar și alte detalii curioase despre doza de fericire ce urmează să mai umple casa artistei, aflăm imediat de la ea. Să vedem frumoasa mămică cu burtică! Salutare! Draga mea, welcome! Cine acolo, fetița frumoasă? De dimineață, de când mama îmi dă semnale. Așa, la microfon, da, așa. Da. Cântă cineva acolo la tine în burtică, da? Cântă, dansează, foarte activ deja. În primul rând, felicitări. Mulțumesc. A familiei voastre. În câte săptămâni de sarcinești? În aproape 25. Așa, încă un pic. Încă un pic. Mai mult de jumate deja e... Iaca-iaca, cred că. Iaca-iaca, dar cum lucrează mama cu iaca-iaca? Lucrează foarte bine, mama deja are experiență în iaca-iaca. Da, pentru că s-a început sezonul evenimentelor și cum sunt permise, îmi dau seama că ți-a fost dor de perioada asta. Dor puțin spus, pentru că este și a fost și este o perioadă foarte așteptată. Mă înțelegi perfect și toată lumea care e în domeniu mă înțelege la superlativ. Cred eu că e super, e mega. Se lucrează foarte ușor, chiar dacă sunt însărcinată, nu e o boală, este doar o stare și nu mă încurc, că e super, mai ales că și cu Nicole am lucrat până ultima zi, practic, și nu e un impediment, este o bucurie, ne bucurăm, cum zic eu, ea are lumea ei aici, eu am lumea mea și împreună creăm, da, creăm frumos. Cum ai anunțat membrii familiei că, iată, urmează să mai vină cineva în viața voastră? Prin surprize, desigur. Mai întâi soțului am spus, el normal, e logic, el... Probabil așa am avut impresia că intuia undeva, că mai vine cineva pe lume, nu știu de unde, probabil intuiția. Și când i-am zis, a fost surprins, dar nu atât de tare când i-am zis, l-am anunțat prima dată, da. A zis, wow, super, adică bine, e o bucurie până la urmă și e o binecuvântare de la Domnul, mai ales că sunt nici 3 ani, nu sunt de când... Și e perfect. Uite, da. Distanța asta de timp între naștere este perfect. Va fi exact 3 ani. Va fi exact 3 ani, pentru că termenul este practic într-o zi cu Nicole. Wow! Da, adică dacă Nicole e pe 9, la noi termenul e pe 8. Vedem deja, atunci nu mai putem ști cu exactitate. Da, și la mine distanța este de o săptămână. Ce super! La 3 ani, tot exact, 3 ani, exact, da? Deci... așa. Păi de asta și-ți spun, din experiența proprie. Știu că vârsta asta, da, sigur că o să se cert sau o să apară, dar o să crească împreună, se vor juca și va fi minunat. Cum a reacționat cea mică? Adică deja cea mare. Deja cea mare, da. Ea probabil încă nu își dă bine seama. Ea înțelege, i-am explicat, i-am spus, dacă o întreb unde e bebelușul, mi-arată că e în burtică și curând o să apară și mă vede așa că burtica tot mai mare și mai mare. Zice, aici e bebelușul tău, mami, aici e tău. Dar fata nu are bebeluș. Și reacția e pozitivă până când. Vedem, așteptăm grădinița, o fragmentează curând, începe primii pași și sper că și asta o ajuta un pic, pentru că e tot și o altă etapă din viața ei și va percepe poate lucrurile încă mai maturi, să zic așa. La moment e fericită, e bucuroasă, îi explic, îi spun tot așa cum va fi, că va avea o surioară și că ea îmi face comparație cu alți copii din curte, că ei tot au surioare și ea tot va avea și, în fine, e vesel. La moment e vesel. Vedem pe parcurs, pentru că sunt gata și pentru ceva gelozie și pentru ceva momente din astea. Sunt pregătită psihologic, văd, sper și ea să se adapteze repejor și să fie totul bine. Minunat. Pregătiri, cumpărături sau practic ce ai folosit la Nicole o să treacă prin moștenire? Am foarte multe hăinițe, chiar din hăinițe care n-am reușit să o îmbrac pe Nicole și poate stau acolo undeva pe poliță și am zis că, vai, ce bine că va fi fată. Sigur, vom mai retușa așa anumite momente, vom mai completa, dar în rest pătuțul, căruciorul, toate sunt practic noi. Le-am folosit foarte puțin. De aceea
Suntem gata. Aveți noroc la capitolul ăsta. Ați ales nume sau sunteți în proces de alegere? Aveți liste? Că știu că unii au liste de 300 de nume, oameni buni. E foarte greu. E foarte... În genere cu numele este o chestie tare, tare. Trebuie să fii foarte atent ce nume pui copilului, pentru că de asta va depinde până la urmă pe viitor cum îl vor numi toți, cum va fi. Sincer, încă nu ne-am gândit, pentru că eu când am aflat că sunt însărcinată, credeam că e băiat. Nu știu de ce, am avut așa o intuiție și mă gândeam la toate numele de băieți posibile. Așa am vrut eu, nu știu ce să zic. Probabil așa ai vrut, să faci parte dreaptă, cum se spune. Da, și când am aflat că e fetiță, încă nu eram gata să, cu numele, cu, să mă gândesc la asta. De aceea încă suntem în proces. Avem vreo două variante, zic sincer, că am mai discutat cu soțul, cam ce ar fi, dar încă nu e... Atunci când o veți vedea, atunci când o veți ține în brațe. Și e de vreme, încă mai sunt, încă vreo 15 săptămâni. Mai e. Până atunci, la o grămadă de nunți și cu metrii și zile de nașteri vei avea de cântat.